Investițiile la cele două pasarele din municipiul Târgu Jiu nu au reprezentat o prioritate pentru municipalitate, deși există un studiu realizat încă din 2017, din care reiese faptul că cele două obiective ar trebui consolidate de urgență. Din acest motiv, IPJ Gorj a deschis un dosar penal în acest caz. Primarul Marcel Romanescu a explicat faptul că nu au fost bani pentru aceste investiții de reparații și consolidare. În 2017, primăria municipiului Târgu Jiu a comandat un studiu la cele două pasarele din oraș, din zona Ciocârlău și cea de pe Bulevardul Unirii. În urma evaluărilor făcute de experți, a reieșit faptul că cele două obiective au grave probleme la structura de rezistență și ar trebui să se intervină de urgență. Acest lucru însă nu s-a întâmplat în cei trei ani care s-au scurs de atunci. Valeriu Peptenatu susține că a sesizat instituțiile statului cu privire la faptul că primăria municipiului Târgu Jiu nu a luat nicio măsură privind cele două pasarele, deși vizează siguranța cetățeanului și nu numai. Se știe de mult că am mai avut niște discuții cu primarul municipiului Târgu Jiu pe această temă. Eu am contestat faptul că în 2017 primăria municipiului Târgu Jiu a organizat un studiu la cele două pasarele, iar în zona pasarelui Ciocârlău atât proiectantul, cât și expertul au hotărât că trebuie refăcute din integralitate trotuarele și căile de acces. Lucru care nu s-a făcut, primăria municipiului Târgu Jiu și Consiliul Local nu a bugetat sumele respective pentru anii care au urmat, adică de refacerea acestor pasarele și s-a ajuns în 2019, dacă ajut acea bucată de trotuar, care putea să aibă repercursiuni grave, adică se treacă un copil, un om, putea să cadă și o mașină, deci se pot întâmpla foarte multe lucruri. Sau puteai să treci spre Târgu Auto, succes, pe sub pod, să te trezești cu trotuarul în cap. Poliția, în baza actelor care le-am depus și constatărilor făcute, au hotărât ca aceste dosare să înceapă cu autori cunoscuți, pentru că se vede clar cine a încălcat legea. Președintele ecologiștilor gorjeni, Viorel Caragea, susține că în orice moment se poate produce o tragedie pe cele două pasarele. Nerepararea celor două pasarele este o gravă infracțiune din punctul meu de vedere la circulația feroviară, pentru că orice bucățică de sursă de acolo, dacă lovește un tren în mișcare, este un grav pericol. Pot cădea mașini, a căzut trotuarul. Ele sunt făcute de acum 3 ani, 4 ani, da? Proiectare și toate alea. Păi dacă n-a alocat bani, anul trecut a dat 50 de mii de roni, 500 de milioane vechi la o lucrare care era de 22 de miliarde minim. Păi cine vine să face banii lui să aștepte când își aduce Romanescu aminte, dacă îi dă restul de bani? Deci nu se poate, domnișoară, să nu înțeleagă odată pentru totdeauna și important e să nu fie prea târziu să se producă o catastrofă. Primarul Marcel Romanescu a explicat că lipsa banilor a făcut ca asupra celor două pasarele să nu se intervină până acum. Pentru că la un moment dat trebuie să stabilești anumite priorități și prioritățile aici, oportunitatea realizării unor investiții este stabilită de către autoritatea publică locală. Sunt foarte multe probleme, niciodată nu le poți rezolva pe toate în același timp, însă ca să poți să realizezi tot ceea ce întâmpin, trebuie să ai bugetul necesar. Investițiile sunt foarte mari. Investițiile sunt mari, nu sunt investiții de 2-3 miliarde, sunt investiții de zeci de miliarde și dacă tot le faci, trebuie să le faci la parametri optimi. Anul trecut, bucăți imense din pasarela situată în zona Ciocârlău s-au desprins și au căzut. O bucată de trotuar lungă de 15 metri ar fi putut să cadă oricând peste calea ferată și șoseaua de sub pasaj. Autoritățile au fost obligate să blocheze circulația pe pod și pe sub aceasta pentru ca pompierii să provoace o prăbușire controlată.